Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou video pe acest canal cu voi. Se numește Bogdan și astăzi face un nou video cu noua mea achiziție. După cum am spus că urmează să-mi iau o căpriță, Mi-am luat o căpriță. Am pus și pe comunitate două poze cu ea. Spus că o face videoclip. Merge acum să vă arăt. Am luat-o. Nu are iezi, dar că este gestantă. O cheamă Floricica. Uitați-o. Focus. Este o căpriță anglo-nubiană. Au, doamne, prost mai sunt. Alpină franceză. Las două secunde. Dați, aici am... Am închis câtuși de cât mai am pe acolo, așa pe sus. Am lăsat decât poarta liberă. Și aici m-am apucat și pe partea asta să închid și mai trebuie să mai pun acolo. Și aici jos, în partea alaltă, este Bruna cu țapul. O să mergem și la ei imediat. Să intrăm puțin la căpriță. Hai, petiță. Haide. Haide, fugi. Dar nu prea vrea să iasă. Dar stai așa. Stați două secunde. Stați că țapul vrea să sară la ea. Uitați-o. Stați puțin. Este gestantă. Uitați-o. Este frumușică. Este la a patra fătare acum. Da. Stați burtica ei. Mai are două luni până fată. Dau lucernă și cocena. Boabe acum le-a terminat. Stați-o ea. Nu pot să zic că este rasă pură, pentru că nu este rasă pură, dar țapul cu care s-a mutat este rasă pură. Da. Stați-o. Stă aici la piciorașul meu. Piciorul meu, de fapt. Hai, Floricica. Dă-te așa. Uitați, are coarnele tocite. Nu știu de ce. Chestia asta nu-mi place. Și sunt și tăiate din ele, dar nu mă deranjează neapărat chestia asta. Stați-o. Are și mărgele. Da. Foarte frumoasă. Mie unul îmi place. Este o capră frumoasă. Puțin cam slăbuțică. Puțin, așa, nu foarte mult. Pentru că n-am luat-o de la stână. Dați-o. Ce frumoasă e. Omul de unde am luat-o a avut mai multe și mai originale de atât. Adică chiar rasă pură. Doar că... Le-a dat pentru că el le scoate pe câmp pe ale lui carpatinele și acestea nu sunt învățate pe câmp. Și le-a vândut. Și am luat-o și eu pe aceasta. Are o pulpă foarte frumoasă. Omul mi-a zis că are în jur de 4 litri de lapte la zi. Acum aș mulțumi să-mi dea măcar 3. A avut și crotalii, doar că i-a dat juzna pentru că a fost înregistrată. Așa este frumușică. N-am ce să zic. Îmi place de ea. Da. Să trecem mai departe. Da. Mai arăt așa puțin din partea asta. Adică se vede că alpina are în ea și nu 100%, dar eu zic că undeva la 70%, 75% este alpină. Vede pe acolo așa țapul printre card. Asta este, nu este chiar așa de rea. Ui. Ța cu tata, fetița, ța. Floricica. Ți-a cu toate acea. Place și scărpinată la cornițe aici. Toate caprele le place scărpinate și mângâiate. A fugit înăuntru. Încă așa văd că boabele trebuie să-i mai aduc. Că deja e seară. Aceasta este boxa ei deocamdată. Aici sunt caprele care Bruna, văd că nu s-a întors. Sper să se fi ținut. Și la faturile abonaților am legat țapul. Așa că
că mi-au spus abonații. Bine, oricum asta vreau să fac și eu. Dar l-am legat. El tot vrea să sară pe Bruna, dar nu mai poate. Ajunge și el aici la iesle. Nu e un fel de problemă. Apa o are aici, ajunge lejer la ea, doar că o murdurită și să le aduc alta. Am legat și pe el aici așa frumos. Are vârtej. Are tot ce trebuie. Frumos. N-are ce să se întâmple. Bolovanul de sare, dată pe zi, îl dau și lui în partea asta. Am făcut și el frumos. El tot vrea să sară, dar asta am pus mai mult acele aici. Așa frumos. Tate și pe brunii meu, care să sperăm că a prins de data asta. Oricum, e oricum grasă de fel, dar da. Are 3 săptămâni. Tate are și avârtej la ghișit ăsta așa. Cu relușă roșie. Haideți să vă arăt pulpița lui Bruna. Haide, Bruna, dă-i în față. Dă-i în față cu tăcă. Dă-i în față. Apa, apa. Stați așa să vă arăt acum. Nu știu dacă se poate observa ceva. Ia, Bruna ar mai da lapte și acum, doar că nu o mai mult eu am încercat-o. Că ea încă mai are lapte în pulpa. Stați așa să vă arăt așa. Stați, pulpa e. S-a pus, a urcat pe mine cu astea, cu copițele. Asta s-a făcut din nou rău, iar îmi punge. Da. Stați-le aici pe amândouă. Da. O să... Țapul, după cum știți, este corcit cu sare. Bruna este corcită cu anglu. Uitați ce frumos se vede burtica. Sperăm că este apăta. Da, ceva în țapul ăsta are în continuu. Da, Bruna este corcită cu anglu nubiană. Aceea, florcica este corcită cu alpină franceză. Și așa am toate rasele. Doar că metisuri, pentru că nici nu vreau rasă pură, pentru că sunt pretențioase caprele de rasă pură. Așa, metisurile sunt cele mai bune, sunt și mai productive și mai rezistente. Mergem mai departe. Acum este și Bruna. Are o problemă, cum prinde poarta deschisă să iasă. Trebuie să le mai aduc și lor mâncare. Mă enervează foarte tare când faci așa, țapă, dar ce fac. Hai să și purcei, trei la număr atâta mai am, restul i-am dat, uitați și pe ei. Focus. Uitați, trei băie sunt. Dar nu vreau să se prindă focus. Nu înțeleg de ce. Hai că voi ieșiți. În fine. M-am prezentat și căprițele. Știți că a fost aceea dată la o parte, am pus-o la loc pentru că am vrut să bag pe Bruna. Adică am pus funia de curea la Bruna și am băgat-o la Floricica. Doar că Floricica o bate și nu vreau să-mi avorteze și nu vreau nici Bruna să o bată ca să avorteze. Așa elimin orice risc. Curcile deja se pun la culcare. E nu chiar. Decât aceea s-a pus la culcare. Nu înțeleg de ce nu are focusul. Uitați-le. Ce s-a pus la culcare? Na. Și ele aici, frumoșelele de ele. Curcanul nu e înfoiat, e somn, n-am ce să-i fac. E destul de târziu. Eu am luat-o dimineață, doar că n-am fost la dansuri și nu prea am avut timp să fac, am mai avut și treabă. Și acestea sunt găinile de țară din puia aceea de o zi pe care am crescut eu toate. Cocoșul aceasta, 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 aceasta și aceasta. Da, și prichindeața asta mică, uitați și pe moțată. Asta e tot de țară. Asta în biologie nu știu ce are, uitați, eu trebuie să o tai, să o dau la câini. Asta e tot de țară, frumoase, sunt mari unele. Sunt multe aici, nu? Da, și aici. Care de acum le mai dau mâine dimineață, că deja este ora 5, se întunecă acum. Să vă arăt un pic și mogâldeața asta mică de iepuraș, e rilă iepurilă. Îmi place mie să-i zic. Domnul rilă iepurilă, bătăușul meu.
Ia uitați-l aici așa cum e. Prin plan. Ia uitați. Uitați-l. Aici. S-a făcut cel frumos. Cum mergem mai departe? Să vă arăt rațele. Vom încheia acest videoclip, m-am lungit destul. De-abia aștept să plec cu căprițele la păscut pe câmp, adică nu aici, o să mă duc pe câmp cu ele. Probabil când o să dea din nou iarba. Pentru că mai este ceva iarbă pe câmp, dar cred că cu ninsorile se... că am fost înainte să ningă. Dar acum cu ninsorile astea nu cred că mai e prea multe și... n-are rost să le scot degeaba. Ca așa le-aș fi scos pe câmp, dar... era să ajung și cu Ieduța la capră de anul trecut acasă, dar până la urmă n-am mai luat-o. De fapt, noi am vrut să o luăm, doar că omul ăla nu prea a vrut să o dea și n-am mai luat-o. Dar și rațele care mai sunt și înăuntru. Aceste două așa asta îmi place, în felul ei de a fi, dar acestea două le ador. Uitați-le cât de superbe sunt, capul negru și negru pe aripi. Aici este o rață albă, rățoiul, rațele bătrâne. Haide, fiti, dai și tu. Da, aici rățoiul ce acesta mare. Și rățoiul românesc, rațele românești, care în continuare sunt de vânzare. Vă duceți în videoclipul trecut și intrați în descriere și veți vedea acolo prețul și pentru iepuraș. Care mă gândesc dacă să-l dau sau nu și pentru rațe. Dați-i și motonelul meu, Tomiță. Hai, Tomiță. Tomiță. Da, este foarte frumos. Am intrat în perioada de muntă și pisica. Da, uitați. Rățuiul acesta românesc este foarte frumos. Este superb. Are un penaj wow. Dau și pe familie dacă doriți, adică decât rațele românesc sau... decât un rățoi leșești și 3 rațe sau 4 rațe. Sau pe toate, da. Uitați și pe mobilitatea asta la altă mică aici. Fetița. Da. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Am fost vădat și ne vedem data viitoare. Pa!